Capitolul 17, de la versetul 8 până la 15. Exod 17, de la versetul 8 până la 16. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec, dar Moise, Aaron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise, fiind trudite, i-au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de-o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbii. Domnul a zis lui Moise: scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele: Domnul steagul meu. El a zis: pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, mă bucur să fiu cu voi în dimineața aceasta. Cum sunteți în perioada de pandemie? Mai diferit decât înainte, ne bucurăm să ne vedem și perioada aceasta. Israel era într-un moment aici foarte delicat. Era o luptă omenește vorbind, sortită eșecului. Evreii veneau din pustiu. Când mergi prin pustiu, este ca acum, în perioada aceasta, arșiță mare și nu poți să respiri bine. Ești sufocat. Și ei erau obosiți de drumul acela din pustiu. Să credeți că erau flămânzi. Dacă ne uităm în textul de mai sus, ei tocmai cârtiseră înaintea lui Dumnezeu că mor de foame, n-au ce mânca și nu erau antrenați să lupte, nu erau pregătiți de război în momentul acela. Era un popor care se mutau și căutau o țară. Le promisese Dumnezeu că îi va duce într-o țară bună. În momentul acela greu, în care erau flămânzi, neinstruiți, nenarmați, trebuie să credem că nu erau bine înarmați. Aveau, se vede că s-au luptat totuși, dar nu erau bine înarmați. Imaginați-vă cu ce s-au luptat. Păi, cum se luptau și românii noștri, știți, acum 200-300 de ani, cu furci, cu ce aveau, cu ce puteau, cu tot felul de unelte. Și atunci au fost atacați. Cum erau amaleciții? Erau pe invers. Pe oamenii aceștia să credeți că erau soldați bine instruiți, bine înarmați, și mâncați bine și odihniți probabil. Pentru că ei veneau din țara lor. Da? Și au ieșit în pustiu pentru că au aflat de Israel și au zis: hai să-i atacăm. Era un atac strategic pentru Amalec. Poporul era flămând, slăbit, obosit. Acum e momentul să-i atacăm. Fraților, să știți că din punct de vedere spiritual, așa ne atacă cel rău pe noi. Astăzi ne simțim poate mai mult ca altă dată atacați în felul acesta. Mă refer la poporul creștin în general, la biserică în general. Adică nu ne mai putem aduna, nu mai putem avea întâlnirile care le aveam. Vedem că viața nu mai e la fel. Școlile acum o să înceapă. Doamne ajută, să vedem cum o să înceapă și ce va fi. Și mai vedem și cazuri de oameni bolnavi în jurul nostru, ne păzim, ne ferim. Și eu am avut un cumnat care a fost bolnav, a trecut prin așa ceva, prin boala aceasta, COVID-19. Și acum, ce vreau să spun este că această luptă, deși pare inegală, noi ca oameni ai lui Dumnezeu ne simțim parcă nu suntem așa de pregătiți ca să luptăm în situația aceasta, totuși trebuie să nu descurajăm. În textul nostru vedem că măcar că Israel era în dezavantaj, totuși el a ieșit biruitor. Și întrebarea pe care ne punem în dimineața aceasta este: ce au făcut ei? Ca să înțelegem ce trebuie să facem și noi astăzi în astfel de situații. Adică lupte inegale, lupte inegale. Domnule, dacă ar fi o luptă egală, te-ai bucura. Dar când e inegal, nu te simți bine. Când eram adolescent, pe la 16-17 ani, am făcut arte marțială. Și luptam foarte bine. O singură luptă am avut, o singură competiție și am fost pe locul 2. Eram vicecampion în Giurgiu, de unde provin. Și mi-au aminte când a fost lupta aceasta,
Nu erau cinstite toate bătăliile, să știți, nici și astăzi și înainte, totdeauna așa a fost. Lupte incorrecte, nu întotdeauna. Adică nu sunt corecte întotdeauna. Și știu că, știți, noi, cei care luptăm, care, eu nu am făcut luptele acestea, să știți, numai în adolescență, după aceea s-a schimbat ritmul de viață. Eram împărțiți pe greutate. Erau până 60 de kilograme, după aceea erau luptători de la 60 la 70 de kilograme, luptători de 80 dacă erau mai greu la karate. Însă mi-au aminte că urma să intru în ring, să mă lupt. Și am văzut adversarul, că pot să ți-l vezi care ți-e celălalt. Dumnezeu, l-am văzut cu două capete mai mari ca mine. Era un înalt, sigur era și mai greu decât mine. Atunci m-am gândit, Dumnezeu, ce luptă e asta? Oare omul ăsta se încadrează la greutatea mea? Mă gândeam. Mie mi s-a întâmplat atunci ca și cu Iosu. Acum nu vreau să divaghez de la subiect, dar ce vreau să spun este că atunci când ai o luptă grea, inegală, când vezi că nu ai o luptă pe măsura ta, Doamne, te simți, Doamne, ce fac acum? Ceea ce vreau să spun este că nici de cum nu trebuie să dai înapoi. Dar trebuie să faci câteva lucruri pe plan spiritual, așa cum a făcut Dumnezeu aici cu Israel. Care sunt lucrurile acestea? Primul lucru pe care l-a făcut este Iosua trebuia să meargă la luptă. Uitați ce spune aici. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă. Atunci când vine bătălia, prima dată cineva trebuie să iasă la luptă. Iosua. Iosua zicea acum, dar nu-s pregătit. Dar n-am oameni instruiți. N-am arme corespunzătoare cu amaleciții. Suntem cam flămânzi. Așa cum ești, Iosua, mergi la luptă. Ceea ce trebuie să înțelegem este că, deși lupta era inegală, Iosua trebuie să meargă la luptă. S-a dus la luptă, așa spune Scriptura. Însă, vorbim în continuare, Moise spune, alege niște bărbați, ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Lupta se dă pe două fronturi, da? Observați bine aici, pe două fronturi. Iosua se luptă în vale, iar Moise se roagă în deal. Pe două fronturi. Slujire fizică, adică lucrare între oameni, fizică, și rugăciune în deal. De ce? Pentru că aici este vorba de o luptă spirituală, să știți. Poporul lui Dumnezeu duce o luptă spirituală. Să nu ne mai trebuie să învățăm să facem treaba asta. Nu facem cum ar trebui. Ar trebui să nu mai supărăm așa mult pe oamenii pe orizontal. Nu sunt oamenii primii vinovați. Noi avem de luptat împotriva căpetenilor, întunericului acestui veac. Ne supărăm pe guvern, ne supărăm pe autorități, ne supărăm pe oamenii din jurul nostru care sunt firești sau nu sunt cum trebuie. Frați și surori, bătălie e mult mai adâncă de atât. Nu te mai uita la ce izbește privirea. Gândește-te că este o luptă spirituală. Caută să câștigi bătălia pe ambele fronturi. E adevărat că noi trebuie să luptăm și din punct de vedere omenește. Iosua a trebuit să ducă la luptă. Nu putea doar să meargă, a venit Amalec să-i atace și Moise să zică, haide să ne rugăm, haide să mergem în deal, să ne rugăm cu toți și Dumnezeu să dea izbăvirea. Nu se putea face asta. Cineva trebuia să meargă să lupte. De aceea, fraților, ce trebuie să facem noi în situațiile acestea nedrepte, de luptă? O luptă care uneori este copleșitoare, nu descurajată. Au mai fost astfel de lupte în poporul lui Dumnezeu și au ieșit biruitori. Ce trebuie să faci? Mergi cu puterea pe care o ai și luptă. Continuă să fii credincios. Este nevoie de oameni în lucrare, este nevoie de oameni în lupta spirituală. Adică, mergi la biserică, slujește, fă bine, fă tot ce ți-a zis Dumnezeu să faci dintotdeauna, nu te opri în momentele acestea. Se spune că în China era un pastor chinez prigonit foarte tare, în închisoarea asta zeci de ani, pe vremea lui fratelui Wurmbrand. Fratele Wurmbrand ne povestea despre el. Și spune că omul acesta așa l-a torturat și l-a bătut, că a rămas paralizat. Uneori în închisoare paralizezi, te lovește în coloană și nu mai te miști. Și omului i-a mai rămas doar brațul drept, care îl mai mișca cum trebuie și un pic piciorul, dar nu putea să meargă, era paralizat. După vreo 20 de ani, mai mult decât asta, fratele Wurmbrand, i-au dat liber bătrânului, i-au zis, e paralizat, cel mai ținem în închisoare. Și i-au dat drumul acasă, paralizat cum era. Omul acesta nu mai putea să meargă la biserică și să predice, dar veneau oamenii și el predica la el acasă.
Și la un moment dat, boala a avansat și el nu mai putea nici să vorbească. Atunci a început să scrie și să traducă Biblia în limba poporului chinez, cărți în limba poporului chinez de creștere spirituală. La un moment dat povestește fratele Vorbran, numai un deget mai putea să-și mai miște. Numai un deget. Și i-a legat un creion de degetul acela și lucra cu degetul acela până când și-a dat viața omul acela. Ce vreau să vă spun, frați și surori? Vine încercare. Poate că îți slăbesc puterea, nu mai ești cum erai odată în tinerețe sau știu altcândva. Slujește cu puterea pe care o ai. Fii credincios. Mergi înainte. Iosua, du-te la luptă. Imaginați-vă că Iosua nu era încurajat să meargă la lupta aceea. Dar a trebuit să meargă. A trebuit să fii credincios. Doamne, nu-s cum trebuie. Mai bine era să despartă marea în două, să despartă pustiu în două, decât să meargă la luptă. Iosua, tu trebuie să fii credincios. Trebuie să ai încredere în mine. N-ai multă putere, dar cu puterea pe care o ai, mergi și luptă. De aceea și noi, fraților, puterea pe care o avem, mergeți și faceți bine. Să nu spuneți, nu contează. Păi vine la acesta mic pe care îl fac, și dacă îl fac și dacă nu îl fac, nu contează. Se spune că odată un copil vrea să salveze scoicile de pe malul unui măr. Și lua scoicile care erau aduse de val pe uscat și el le arunca în mare. Și trece un om erudit, învățat pe lângă copil. Măi, copilul, ce faci tu aici? Zice, salvezi scoici. Cum e salvezi? Uite, le iau de pe uscat ca să nu moară și aruncă în apă ca să trăiască. Măi, dar tu ești pe plaja aceasta. Câte mii și poate milioane de scoici sunt? Și tu ești câte una, două, trei. Tu dai seama cât de puțin salvezi tu din miliardele, milioanele acestea de scoici. Și el spunea, a luat o scoică, a aruncat-o în mare și a zis, da, pe celelalte nu le pot salva, dar acestea i-a salvat viața. Un bine a făcut, frați și surori. Când noi facem bine, nu vă uitați că o lume întreagă zace în pierzare și că binele vostru este așa de puțin. Sufletul acele care i-ați vestit Evanghelia, și i-ați făcut un bine. Poate că mi-ați adus un zâmbet pe față. Poate că îi mântui sufletul cu faptă sau cu vorbă. Că se gândește după aceea la Dumnezeu. De aceea, niciodată să nu-ți subestimezi puterea. Dumnezeu i-a zis lui, lui Gedeon, mergi cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel. Și Gedeon era fricos, era temător. Nu era un om obișnuit cu conducerea, nu era un război, nu era un viteaz. Nu era ca David din tinerețe, obișnuit să biruie și animalele și tot ce întâlnea. Dar Dumnezeu a zis, cu puterea pe care o ai, mergi. Domnul este cu tine. Și Dumnezeu i-a dat biruință. De aceea, fraților, primul lucru pe care îl învățăm în momente de grea încercare, o încercare poate nedreaptă, este că trebuie să mergi să lucrezi cu puterea pe care o ai. Este nevoie de efort, așa cum este, atât cât este. Eu sunt să credeți că nu era extraordinar în momentele acelea. Dom'le, cât avea, a luptat. Câtă putere a avut, cu aceea a luptat. Nu se putea, să știți, noi nu putem să câștigăm suflete în lucrare sau nu putem câștiga o bătălie în lucrare fără luptă, fără fapte. Lucrarea lui Dumnezeu se face și cu fapte, nu doar cu credință. Când e vorba de mântuire, Biblia spune doar prin credință suntem mântuiți, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Dar slujirea, fraților, se face și prin fapte. Nu poți să slujești prin credință. Pavel a trebuit să se ducă, să facă multe călătorii prin Asia Mică pentru ca să poată să facă lucrarea. Nu putea prin credință. Și de aceea este nevoie de acțiune, de fapt. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facem. Atenție, nu suntem activiști. Dar Scriptura ne spune că primul Iosua a trebuit să meargă în vale. De ce? Amalek era în front. Amalek era deja pregătit. Urgent trebuia să-l ducă cineva în fața lui. Acum vine partea aceea grea, artileria grea. Spune, de iar eu voi sta mâine în vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Și acum, fraților, al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este că trebuie să ne rugăm. Mergi tu acum și vestește Evanghelia, mergi și ajuți pe cine poți, cum poți, cu distanțare socială, cu mască de protecție și cu tot ce trebuie. Faci cât poți, cum poți, ok? Dar după ce faci puținul acela care îl mai poți face acum, tu va trebui să mergi după aceea în cămăruța ta și să te rogi. Va trebui să te rogi. În momentele acestea este nevoie mare de rugăciune. De ce? Pentru că aceasta este o luptă spirituală. Aici este un război spiritual. Cine nu înțelege lucrul acesta, îi merge numele că trăiește, dar e mort. E ca și când a pierdut război. Cine nu se gândește că are de luptat împotriva căpetenilor întunericului, nu va câștiga. Nu va câștiga.
Cel rău se joacă cu omul firesc, care nu știe de existența lumii spirituale, ca și orice cu fizica, cum avem noi vorba în românește. Ca și orice cu fizica. Adică, uitați-vă ce i-a făcut lui Iov. Satan atunci când Dumnezeu i-a dat liber să se atingă de el, dar nu de viața lui. Ce a făcut satanul lui Iov? I-a omorât fiii. I-a luat foc grânele. I-a furat cămilele, oile și tot ce a mai avut Iov. Un om normal înnebunea. Un om normal înnebunea. Păi, soția lui Iov a răspuns cât se poate de normal când i-a dat sfatul acela de un firesc. Adică un om, nu zice că, că ar fi firească, dar în situația aceea îți vine să nu știi ce să mai faci. Însă Iov, pentru că avea cunoștință de lumea spirituală, de lumea lui Dumnezeu, a zis, Domnul a dat, Domnul a luat. Numele Domnului să fie binecuvântat. Știți ce spune Dumnezeu imediat după ce a zis Iov lucrul acesta? Până aici, Iov nu a greșit cu nimic potriva lui Dumnezeu. După aceea au venit prietenii lui și l-au tras pe tărâmul discuțiilor. Ce vreau să spun, fraților, este că noi trebuie să fim conștienți că e luptă spirituală și este nevoie de rugăciune. Rugăciunea trebuie făcută corespunzător. Observați, Moise când era cu mâinile în sus, era mai tare Iosua în vale. Ce înseamnă rugăciunea trebuie făcută corespunzător? Roagă-te din toată inima lui Dumnezeu. Fă-ți o cameră de rugăciune. Rugăciunea e bună și în drum ce vii spre adunare. Și când mergi la servicii, dacă nu ai timp, poți să te rogi și atunci. Dar cel mai important și cel mai bine este să-ți creezi un loc special pentru rugăciune. Și anume, fă-ți o cămăruță, un loc de rugăciune. Amenajează-l. Poate ați auzit de filmul acesta War Room. Tinerii poate l-au auzit sau l-au văzut, vi le recomand, e un film creștin. Și în filmul acesta este vorba de o soră care avea o cameră de rugăciune. Și în camera aceea avea o Biblie, avea un notes în care nota și avea pe perete tot felul de versete. Domnul este cu tine, cu Dumnezeu mă năpustesc asupra unei oști în armate. Cheamă-mă ziua necazul și te voi izbăvi. E nevoie să pregătești locul acela de rugăciune. Fă-l cum trebuie. Rugăciunea cu mâinile jos nu are efect. Moise, când lăsa mâinile jos, slăbea Iosua. De aceea e bine să te rogi oriunde și oricând. Dar investește în locul tău de rugăciune. Dacă vrei să fii binecuvântat, dacă vrei să câștigi bătălia, investește în locul tău de rugăciune. Cazul Domnului Iisus. Domnul Iisus la un moment dat a avut de-a face cu moartea. Lazar a murit. Și Iisus trebuia să meargă și să-l învie. Când Iisus s-a dus înaintea mormântului, trecuse câteva zile, Iisus a rugat așa și a zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știu că totdeauna mă asculți. Dar spun lucrul acesta pentru aceștia care sunt aici, că ei să creadă în tine. Lazar ieși afară. Și ieși Lazar afară. Ce vedem în situația aceea? Iisus nu s-a rugat în drum spre mormânt să învie Lazar. El s-a rugat dinainte. El nu atunci a rezolvat lucrurile. A zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Noi credem că El s-a rugat înainte, în zilele acelea de așteptare. Doamne, să învie Lazar. Oamenii să creadă în tine. Acela era un semn dovedit că El este Fiul lui Dumnezeu. Oamenii nu mai făcuse așa ceva înainte. Și Domnul Iisus, observați, se rugase înainte. Când și-a ales ucenicii, da? Domnul Iisus și-a ales cei 12 ucenici într-o zi. El nu s-a rugat atunci între ucenici și a zis, Doamne, Tată, care este ucenicul pe care vrei să fie pentru mine? Care este, Doamne, Tată, ucenicul? Nu. O seară înainte, spune Scriptura, că n-a dormit. Iisus, o seară înainte, n-a dormit. Și El s-a rugat ca Tatăl să-i arate pe cei pe care i-a ales pentru El. Și când s-a dus în față, era deja pregătit, deja se rugase, deja rezolvase cu Tatăl toate lucrurile. Și s-a dus direct la oamenii pe care Dumnezeu i-a ales. Dacă vrei să câștigi bătălia spirituală, nu lăsa rugăciunea pe seama lui Iosua. Lasă să roagă Iosua, în timp ce îi dă cu sabia să-și roagă. Și dă Dumnezeu vrei. Nu! Tu trebuie să te rogi înainte. Trebuie să ai oameni, dacă se poate, care se roage pentru lucrarea respectivă, să se unească cu tine. Uitați-vă la Daniel, Șadrac, Meșec și Abednego. Daniel avea o problemă. Trebuia să descopere un vis și o tălmăcire către un împărat. Ce a făcut el? S-a rugat el. Dar a știut că bătălia e mare. Și a zis prietenilor lui, rugați-vă împreună cu mine, ca Dumnezeu să-mi descopere visul și tălmăcire. Și au scăpat cu viață toți. Pentru că dacă visul acela nu era tălmăcit, avea să moară și Daniel, Șadrac, Meșec și Abednego cu toții. Fraților, ce trebuie să înțelegem este că în perioada aceasta de încercare, trebuie să ne facem partea. Trebuie să mergem înainte cu Dumnezeu, să slujim pe Dumnezeu, să fim credincioși, chiar în condițiile acestea încetinite de pandemie, dar în momentele acestea trebuie să te rogi mai tare. Trebuie să te rogi mai mult.
Moise nu totdeauna stătea cu mâinile sus și se ruga. Nu totdeauna. Dar când era o bătălie, avea nevoie de Aaron și Hur să-i sprijinească mâinile ca să rămână în rugăciune. De aceea, fraților, biruința și izbânda vom obține dacă vom câștiga lupta în rugăciune. Și ceea ce trebuie să înțelege, frați și surori, este că soarta bătăliei depindea de cei ce se rugau și nu de cei ce luptau. Adică, observați, Biblia spune foarte clar, când Moise era cu mâinile sus, era mai tare Iosua în vale. Nu invers. Nu când Iosua era mai tare în vale, Moise se bucura, aleluia, și se ruga el mai tare. Știți? Există și situația aceasta inversă. Sunt unii oameni care, atunci când e o conferință, când e un botez, când e evanghelizare, aleluia, unii se roagă mai tare și sunt așa de entuziaști. Dar ei sunt entuziaști că se vede o biruință pe plan orizontal. Însă atunci când vine o bătălie și când lucrurile se cătuiesc și nu sunt oameni și nu mai sunt oameni la botez și nu mai sunt conferințe, unii slăbesc și ei. Ba unii se retrag, să zicem așa, din lucrare. Nu, fraților, știți că trebuie proceda? Când vezi că este nevoie mai mare, atunci te rogi mai tare. Și datorită rugăciunii celui ce mijlocește, Dumnezeu va aduce binecuvântarea. Noi nu așteptăm binecuvântarea ca apoi să ne înflăcărești noi rugăciune. Nu! Când vezi că nu e binecuvântare, te înflăcărezi în rugăciune, chem pe Aaron, chem pe Hur, ca să-ți țină mâinile și să te rogi mai cu foc. Și atunci va veni binecuvântarea. Fraților, rugăciunea aduce binecuvântarea și nu invers. Să ne așteptăm binecuvântarea să vină de la sine. Noi trebuie să ne rugăm pentru ca să avem binecuvântare. Și de aceea, fraților, luptele spirituale sunt lăsate în seama noastră. De ce? Pentru că noi în rugăciune putem obține mari biruințe spirituale. Ce se întâmplă? Tu nu poți birui pe cel rău față în față. Adică, dacă ar fi să te întâlnești, uite, Domnul Iisus a trebuit să lupte cu moartea, da? Moartea lui Lazar. Domnul Iisus s-a luptat înainte, în rugăciune. Și a câștigat biruința aceea. Și când s-a dus acolo, a zis doar, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ascultat. David, atunci când mergea la bătălie și se lupta cu filistenii, cu cei care erau în fața lui, știți că adesea David, el făcea lucrul acesta și zicea, Doamne, să mă urc, să mă lupt sau să nu mă urc, să mă lupt. Și Dumnezeu zicea, urcă-te că îi voi da în mâna ta. Și atunci se ducea cu încredere și cu bucurie și mergea la luptă și era biruitor. Dar dacă Dumnezeu nu-i dădea ok, dacă Dumnezeu nu-i dădea verde, David se oprea. Uneori s-a oprit de la război pentru că Dumnezeu a zis, nu te urca pentru că nu-ți vei da biruință. Cetatea aceasta te va da în mâna vrăjmașului tău. Pleacă din locul acesta. Și David nu mergea la luptă oricând și oricum. Dacă n-ai biruința din partea lui Dumnezeu, câștigată în rugăciune, în relația ta cu El, dacă n-ai conștiința în păcată că lupta aceea este bună pentru tine și e voia lui Dumnezeu să mergi în ea, nu merge înainte. Nu vei câștiga. Noi nu putem câștiga o bătălie pe orizontală, oricât de tare am fi. Iosua, de care vorbim în textul acesta. Atunci când cineva din popor a păcătuit, Acan, Dumnezeu i-a zis să nu luați nimic din ce este al vrăjmașului. Acan a lăcomit, a poftit, a căzut în păcat. Și tot poporul a fost întinat. Iosua era obișnuit cu biruința. El biruise înainte fără probleme. Zidurile înalte de la Ierihon au căzut jos. Acum Iosua era încurajat. Ce Dumnezeu mare avem! Putem să biruim! Și când a fost cetatea Ai, asta urma să o câștige. A zis, nu-i nevoie să luăm mulți soldați, nu-i nevoie. Ajunge și câteva mii, numai câțiva. Și n-a câștigat. A pierdut acel război. De ce? Nu mai era Dumnezeu de partea lui. Și Iosua a fost uluit. Spune că nu s-a dus la generalii lui. El s-a dus la Dumnezeu, a căzut cu fața la pământ până seara și s-a rugat. Doamne, ce se întâmplă? De ce n-a câștigat Aiul? De ce n-a fost biritor ca înainte? Și Dumnezeu a trebuit să-i zică. Tu pe orizontal nu poți câștiga nicio bătălie. Nicio bătălie. Dacă eu nu sunt de partea ta, dacă voi nu sunteți în regulă cu mine, tu nu o să câștigi nicio bătălie. Câți ostași ai avea, cât de înarmați ar fi, acum nu mai ești ca atunci cu Moise. Acum ești înarmat, acum ești viteaz, ești hrănit și instruit. Dar fără mine nu o să câștigi nicio bătălie. Acan a păcătuit, îndepărtați păcatul din Israel și atunci vă voi da biruință. Fraților, să nu ne înșelăm singuri. Acum suntem puțin slăbiți de pandemie. Deci dacă am fi pe val, am fi puterea succesului nostru, da, în lucrare, nici atunci să nu te bizi pe puterea ta. Dacă o bătălie nu e câștigată în rugăciune cu Dumnezeu, niciodată nu va fi câștigată fizic, da, înainte. De aceea noi trebuie să înțelegem principiul acesta așa de important din Scriptură, și anume că orice bătălie trebuie câștigată întâi în rugăciune,
Și apoi mergi și o câștigi și din punct de vedere fizic. Practic, toate biruințele în viața noastră se câștigă anticipat, înainte ca tu să mergi să te lupți. Asta e adevăr. Am fost sportiv și mie mi se spunea asta chiar de cei din lume. Orice bătălie se câștigă înainte de a începe. Atitudinea, curajul, știința. Să ai tu încredere că faci ce trebuie. Dacă cineva merge tremurând la bătălie, dacă cineva nu-i sigur pe el, măi, nu știu dacă o să fie bine, nu știu dacă o să pot. Dacă ești cu Dumnezeu și mai ești conștiința încărcată de o vină, apoi nu merge bătălia aceea, nu merge orice ar fi. Poți să ai tu puterea mușchiului Samson, nu faci nimic. Și Samson a căzut la fel, încrezându-se în mușchiul lui, puterea lui. Și ceea ce vreau să spun este că fără Dumnezeu, bătăliile nu pot fi câștigate. Noi trebuie să mergem la luptă, nu se poate, n-ai cum să stai înapoi. Dacă vine bătălia, nu da înapoi, noi rămânem credincioși până la capăt. Se spune că în biserica primară, cel mai mult ei câștigau suflete, datorită mărturiei celor care se întorceau la Dumnezeu. Mărturia era foarte puternică. Se spune că oamenii se întorceau la Dumnezeu și după câteva săptămâni sau luni, era posibil să fie dat la lei. Și creștinii, cu cântece de laudă și cu credință, își dădeau viața pentru Dumnezeu. Și se crea o mărturie puternică față de credincioși și mulți se întorceau la Dumnezeu. Așa era în biserica primară. Fraților, trebuie să mergem înainte. Chiar dacă vine prigoană, chiar dacă vine greu, restriștea, mergeți înainte. N-aveți ce pierde. Pentru voi a trăi înseamnă Hristos și a muri este un câștig. De aceea noi n-avem de ce să ne temem. Se spune că a fost ciuma Antonină, este o ciumă care a fost în biserica primară în anii 1600, dacă zic corect, nu 1600, 160, în anii 160. Și a fost o ciumă care i-a pus la pământ pe mulți romani, soldați romani. Și toate țările din jur, vă dați seama în vremea aceea, nu vorbim de Evul Mediu, vorbim de la început, în anii 100, după Hristos. Biserica primară atunci și-a arătat valoarea credinței ei. Creștinii noștri erau singurii care ofereau ajutor pe stradă, mângâiau pe soldați, le ștergeau rănile, îi îngrijeau. Ei aveau curaj din cauza unui singur lucru. Știau că o viață veșnică. Aveau încredere în Dumnezeu. Și atunci erau și cu măști, se astupau cum puteau în vremea aceea și ei se fereau de ciumă, nu aveau știință, nu știau cum să o trateze, dar creștinii noștri erau singurii care făceau bine în vremea aceea. În rest, toți erau panicați. Spune că în vremea aceea de molimă, oamenii aveau trei reacții. Unii își puneau capăt zilelor, da? Oamenii disperau, agonizau, își puneau capăt zilelor. Și gata, e ciumă, e sfârșitul pământului. Alții se destrăbălau, ziceau, mâine murim. Și atunci se destrăbălau, deveneau agresivi, violenți, băteau, ucideau pe alții. Deci oamenii au luat razna, pur și simplu. Și alții intrau în melancolie, adică erau în depresie, știți? Și stăteau așa și nu mai făceau nimic și așa mai departe. Creștinii noștri erau singurii care făceau ce e normal să facă. De ce? Datorită încrederii lor în Dumnezeu. Nici nu aveau știință pe vremea aceea. Nu cunoșteau virus, coronavirus, treburi. Nu știau ce se întâmplă. Dar aveau încredere în Dumnezeu. De aceea, noi pentru că avem încredere în Dumnezeu, nu ne pierdem nădejdea. Noi nu ne temem, da? Da, slăbesc puterile, slăbește posibilitatea de lucru, dar noi nu ne pierdem nădejdea. Orice s-ar întâmpla, noi suntem cei mai avantajați dintre toți. Noi avem viața veșnică, noi avem pe Dumnezeu. De aceea facem tot ce se poate face. Dar trebuie să știm, din Scriptură cunoaștem, lupta va fi câștigată în plan spiritual, în rugăciune. De aceea rugați-vă și cereți Domnului călăuzire. Doamne, ce să fac în vremurile acestea? Ce se întâmplă? Care e pasul următor? Ce urmează? Vreau să știți că venirea Domnului este foarte aproape. Am ascultat de curând un evreu care este rabin în Ierusalim. El spunea că de sărbătoarea trâmbițelor de anul acesta, așa zicea evreul acesta, este pe YouTube materialul, dacă îl căutați îl puteți găsi, ei cred că anul acesta va veni Mesia, așa zic ei. Evrei, mozaici, fără creștini, nu mesianici, evrei mozaici. Și omul acesta este un învățător al legii. De 40 de ani el predă legea, Tora, da? Evrească. Și știu așa că anul acesta, sărbătoarea trâmbițelor, dacă zic corect, este 5881. Da? Cam atâta vine sărbătoarea aceasta, de la început, cum numără evrei. Ei sunt în anul 5000 și ceva. Și zice că este o sărbătoare foarte importantă pentru evrei. Știți dumneavoastră că Dumnezeu a zis, la 50 de ani, 70 de ani, sunt sărbători foarte importante și la câteva mii de ani este o sărbătoare extraordinar de importantă. Iar pentru evrei, anul acesta se întâmplă asta. Ceea ce vreau să spun este că venirea Domnului este foarte aproape. Nu știu.
cât va mai fi. Dar noi ce trebuie să facem? Trebuie să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să cerem lumină și călăuzire. Dar să fim credincioși în același timp. Nu ne retragem. Noi nu stăm acum retrași în munți, undeva în cochilii. Nu. Noi slujim până la capăt. Când va veni Domnul, trebuie să ne găsească dând hrană la vremea potrivită slujilor sale. Iată, aici sunt slujile lui Iisus și aici se dă hrană. De aceea noi trebuie să facem asta până la venirea Domnului. Însă, fraților, trebuie să o facem cu credință și trebuie să o facem cu luptă spirituală. În concluzie, ce trebuie să înțelegem? Lupta este nedreaptă, nu descurajați. A mai fost așa, putem birui. Da. Nu descurajați. Mergem înainte. Noi mergem înainte. Uitați-vă la martiri, uitați-vă la creștinii care au suferit. Sunt creștini care suferă, primesc mereu scrisori de rugăciune de la un frate misionar din Pakistan, doctorul Sajad. A venit la noi în București de mai multe ori și merge și prin alte locații. Nu știu dacă a venit și prin zona aceasta. Și ne dă știri de rugăciune, nici nu pot să le dau la frații. Nici nu pot să le dau la frații. În Pakistan e mediul musulman. Ce le fac oamenii aceia la creștini de acolo, eu nu pot să dau mai departe. Acum, de curând, au bătut pe unul de-a rupt tibia, fiind creștin, știți? Și acum n-are bani să-l opereze și să rupă tibia, e o durere enormă, să ai așa, durerea aceasta netratată. Cu fetele ce se întâmplă acolo, nu se poate spune, e lucru grozav. Și ceea ce vreau să spun este că pe noi ne întărește, pe mine mă întărește când citesc mesajele acelea. Le spun fraților să ne rugăm în continuare, frații noștri îi ajută cu bani pe omul acesta și poate să facă lucrarea mai departe, așa cum o face. Se poate și mai rău, asta vreau să spun, se poate și mai rău. De aceea noi să facem ceea ce ne-a dat Dumnezeu să facem în contextul nostru, să nu ne lăsăm gândurile purtate de media. No, noi avem media spirituală. Citiți Biblia, citiți Cuvântul lui Dumnezeu de aici, să vă întăriți sufletele în fiecare dimineață, să vă rugați lui Dumnezeu potrivit cu Scriptura. Trebuie să lucrăm așa cum suntem, așa cum putem. Nu subestima puterea pe care o ai. Gedeon, cu puterea pe care o avea și nu era mare, se vedea. Dumnezeu i-a dat biruință. Cu puterea pe care o ai, Dumnezeu poate să-ți dea biruință. Odată oamenii n-aveau ce să mănânce când Domnul Iisus predica. Și era un singur copilaș care avea o cină. Ce ai? Păi, am câțiva peștișori, câteva pâini. Puținul acela pus în mâna lui Dumnezeu a hrănit mii de oameni. Puterea pe care o ai, dacă o pui în mâna lui Dumnezeu în rugăciune, Dumnezeu poate să facă minuni cu ea. De aceea este nevoie de oamenii rugăciuni în momentul acesta. Fratele Paul Washer, probabil că ați auzit de dânsul, venea în țară acum 10 ani mai des și odată l-a întrebat cineva pe el, Domnule, care-i secretul tău? Că el a fost misionar într-o țară africană, după aceea predicator și merge înainte și merge înainte și are putere de la an la an și este un om care e foarte ascultat și în state și peste tot, e un mare slujitor al lui Dumnezeu contemporan. Și unul l-a întrebat, care-i secretul tău, Domnule? Ce faci tu? Citești ceva? Ai vreo carte deosebită? De unde ai tu puterea asta pe care o ai și stabilitatea asta crescând în viața spirituală? Și el a zis așa, secretul meu este Dumnezeu. Nu niciun secret. Secretul meu este Dumnezeu. Dacă înveți să faci din Dumnezeu secretul vieții tale, secretul biruinței tale, a creșterii tale, a rodniciei tale, atunci vei fi roditor. Sunt unii oameni care se laudă cu rețete. Faci asta, asta și asta și vei fi biruitor. Pentru o vreme s-ar putea să meargă. Dacă se schimbă vremurile, s-ar putea să nu mai meargă. Știți ce merge întotdeauna? Dumnezeu. De aceea noi ce trebuie să facem, fraților? Totdeauna mergem la Dumnezeu rugăciune, cerem sfatul Lui, cerem călăuzirea Lui, ne asigurăm că e voia Lui, drumul pe care mergem și atunci înaintăm cu succes. Deși soarta războiului depinde de rugăciune, frați și surori, totuși este nevoie și de Iosua în vale. Așa cum vedem aici, da, rugăciunea este cea mai importantă. Da. Fără Iosua nu se poate. E nevoie de oameni în lucrare. De aceea fiți credincioși, cei care sunteți în lucrare, cei care sunteți în slujire, mă deosebit, fiți credincioși. Da, rugăciunea e cea mai importantă, dar fără lucrare nici așa nu se poate. Pentru că unii zic și în felul acesta, să ne rugăm, să ne rugăm și neglijează lucrarea fizică, pur și simplu, adică concretă, să mergem în misiune, să mergem în lucrare. Dumneavoastră sunteți o biserică misională, fratele Cornel este apreciat din punctul ăsta de vedere. Merge în multe locații, multe locații. Asta înseamnă să fiți lupta spirituală. Rugăciune, dar și fapt. Rugăciune, dar și fapt. Nu putem, nu suntem tari întotdeauna. Nu suntem cei mai buni, nu suntem cei extraordinari. Suntem cu toate armele la zi sau cu tot ce trebuie. Nu, dar cu puterea pe care o avem, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și mergem înainte. Așa se face lucrarea pe pământ. Va veni o vreme când Dumnezeu va noi toate lucrurile. Nu va mai fi lipsă atunci. Nicăieri, în niciun fel.
Atunci va fi totul perfect. Ca așa zic unii astăzi, dau cu perfecțiunea înainte. Domnule, eu o să merg în lucrare, când o să am aia, când o să am pe aia, să fac teologie, să am diplome. Să... Nu trebuie nimic din toate astea. Asta le faci cât îngăde Dumnezeu, când îngăde Dumnezeu. Dar tu mergi și fii credincios. Va veni o vreme a desăvârșirii tuturor lucrurilor, atunci o să fim și înarmați, și înzestrați, și cunoștința deplină. Nu suntem acolo. De aceea să ne smerim, așa cum suntem, atât cât putem. Eu fac ceea ce știu, ceea ce mi-a dat Dumnezeu, cu lumina pe care o am. Mă duc înainte și fac lucrarea lui Dumnezeu și El mă va călăuzi. Domnul să vă întărească, frați și surori, și să vă binecuvinteze pe toți. Amin.